Presa, liberă trecere. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Suntem la Presa Liberă Trecere. Avem o ediție în care discutăm cu domnul Marius Neculae, directorul Muzeului Municipal din Râmnicu Sărat. Vrem ca domnia sa să ne prezinte o mică radiografie a tuturor evenimentelor înregistrate în ultima perioadă în această instituție de cultură de la nivelul municipiului nostru. Îi spunem bună seara, bine ați revenit cu informații noi pentru râmniceni, pentru telespectatorii noștri. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Desigur, avem o jumătate de an bogată în evenimente în urmă și încă o jumătate înainte, sperăm la fel de bogată. Chiar săptămâna aceasta am făcut un raport către primăria Râmnicu Sărat. Un număr de beneficiari, să spunem, nu vizitatori ai serviciilor muzeului, din iunie 2016 până în iunie anul curent, avem 4204 beneficiari, dintre care aproape 2500 de vizitatori, elevi, studenți la preț redus, vreo 300 adulți, cam 80 de beneficiari ai atelierilor de educație muzeală, participanți, și restul, aproape 1000 de vizitatorie cu intrare gratuită în cadrul evenimentelor de masă ale muzeelor, ale muzeului, cum ar fi Noaptea Muzeelor sau Zilele Râmnicului. Deci caracterizați această primă jumătate a anului 2017, inclusiv cea de-a doua perioadă a anului trecut, da? Ca fiind o perioadă benefică pentru Muzeul Municipal. Desigur, să nu uităm că în urmă cu exact 2 ani s-a încheiat procesul de restaurare a complexului brâncovenesc din Râmnicu Sărat, unde se află și sediul muzeului, și muzeul în haine noi, și am deschis porțile, avem expoziții noi, atât de bază cât și expoziții temporare, și am încercat în cadrul evenimentelor de masă să atragem un număr cât mai mare de vizitatori, cum a fost și luna trecută în cazul Nopții Muzeelor. Aș vrea să discutăm puțin despre acest eveniment național, Noaptea Muzeelor. Erați obișnuiți cu acel număr mare de vizitatori? S-a păstrat tradiția și de această dată la Râmnicu Sărat? Da, cum a spus dumneavoastră, a fost cu adevărat un eveniment național, ba chiar european, dar promovat pe plan național de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, care coordonează acest eveniment. Noi, ca membri a rețelei, normal că am beneficiat de această promovare, de sprijinul logistic. La Râmnicu Sărat a avut loc în acest an a 10-a ediție, deci din anul 2008 avem acest eveniment la Râmnicu Sărat. Și referitor la întrebarea dumneavoastră, în acest an am avut un număr mai mare de vizitatori decât în anii precedenți, ținând cont că ne-am concentrat mai multe eforturile împreună cu celelalte instituții de cultură din oraș. Colegii de la Centrul Cultural au vrut să ne fie parteneri și am beneficiat de sprijinul lor. Cam fiecare an, la fel, biblioteca, primăria, voluntarii râmniceni ne-au sprijinit, să nu uit nici poliția locală care a fost alături de noi, cam fiecare an, iar evenimentul s-a desfășurat în condiții bune, condițiile excelente chiar. Noi am numărat cum am putut, mai mult pe baza imaginilor, 845 de vizitatori, deci un număr cam cu 300 de vizitatori mai mare decât anul trecut. Deci evenimentul a luat amploare de la an la an. Cam cât timp vă este necesar înainte pentru a pregăti acest moment? Depinde, dacă luăm în calcul și contractele de achiziții pentru auxiliare expoziționale și alcătuirea și realizarea concertelor tematice, precum și promovarea pe care o facem mai din timp, cam 2 luni pentru un astfel de eveniment. În acest an am promovat atât, am fost ajutați de către Rețeaua Națională pe plan național, de televiziune naționale, dar și de
postul dumneavoastră de televiziune, am avut o promovare în mediul online pe platformele de socializare. S-a nimerit în acest an să pice Noaptea Muzeelor în Săptămâna Națională a Voluntariatului și voluntarii râmniceni ne-au ajutat la distribuirea flyerilor. În regulă, a fost o săptămână plină înainte, promovare, ultimele retușuri, dar în general pregătirea, realizarea evenimentului începe cam cu o lună și jumătate, două luni înainte. Deci simțiți râmnicenii, simțiți pe tinerii râmniceni, mă gândesc că reprezintă principala categorie de vizitatori ai Muzeului Municipal, ca fiind mult mai atrași, mult mai deschiși și către tot ce înseamnă cultură? Desigur, cultură și evenimente culturale și artistice, tinerii sunt o categorie importantă, vizată cel puțin de noi, dar nu numai ei. Am avut în acest an, cam fiecare an de altfel, și categoria de vârstă mijlocie, chiar cupluri, familii care au venit până spre miezul nopții să viziteze expozițiile muzeului, dar și seniori, având mai ales Clubul Femina alături de noi la acest eveniment, ca în fiecare an. Păi avem la Râmnicu Sărat un grup de seniori, un grup foarte solid, grup care iubește cultura sub toate formele, participă la toate evenimentele culturale, lansări de cărți. Da. Și să nu uităm de prietenii muzeului, un nucleu dur care se află în creștere. Am beneficiat inclusiv de sprijinul acestui grup ca și voluntar. De exemplu, în acest an am avut pe domnul Costică Drăstaru, care este inițiatorul expoziției dedicate istoriei pompierilor râmniceni, care a explicat vizitatorilor, a făcut practic ghidajul. Am avut și colegi din primărie care ne-au sprijinit ca o premieră în acest an. A fost transmis live evenimentul pe o platformă de socializare. Colecționari, vreau să spun că expoziția tematică, temporară, vernisată de zilele Râmnicului, conține obiecte din colecțiile muzeului, din colecțiile bibliotecii sau din arhiva primăriei, dar mai ales de la colecționari din Râmnicu Sărat, nu numai din cadrul instituțiilor noastre. Vreți să ne vorbiți puțin despre expozițiile noi, expozițiile de bază ale Muzeului Municipal din Râmnicu Sărat, după care să ne oferiți și o mică analiză a expozițiilor temporare? Expozițiile de bază au rămas cele realizate în prima și a doua jumătate a anului 2016. Am mai adus unele îmbunătățiri și mai încercăm pe parcursul acestei luni și luni următoare, în vederea revernisării de zilele Râmnicului, să îmbunătățim aceste expoziții, practic să mai schimbăm din obiecte, să mai achiziționăm materiale auxiliare expoziționale. Avem expoziția dedicată istoriei pompierilor râmniceni, o expoziție de bază, am plecat de la 4 obiecte, am beneficiat de foarte multe donații de la primării, de la firme, de la unități militare de pompieri sau inspectorate pentru situații de urgență. Și cum reușiți acest lucru? Îi contactați dumneavoastră, le lansați această provocare? Care este secretul? Și puțin mai devreme, în primul rând am colaborat foarte bine cu Muzeul Național al Pompierilor, cu Foișorul de Foc. Dânsii ne-au oferit baza pentru aceste colaborări, girul, ca să spunem. În al doilea rând îl avem pe domnul plutonier ajutant șef în rezervă Costică Drăstaru, un pasionat de istoria pompierilor, care a intermediat, care a alergat după foarte multe obiecte. Bineînțeles, noi l-am sprijinit și am inclus ce s-a putut în expoziția aceasta de bază, bineînțeles, după ce au trecut obiectele printr-o serie de proceduri, conservare, restaurare, în fine. Referitor la alte expoziții, avem expoziția permanentă a secției de etnografie,
în interiorul sediului muzeului și expoziția de artă plastică. Acolo am fost sprijinit de un alt râmnician inimos, muzeograf la Muzeul Colecțiilor de Artă, domnul Alexandru Măciucă, care ne-a realizat tematica și a supervizat montarea expoziției. Astfel am reușit să adăpostim în cele 9 camere din Casa Domnească, tot etajul Casei Domnești, o frumoasă expoziție de artă plastică, care adăpostește atât picturi ale pictorilor consacrați la nivel național, dar și a celor din zona Râmnicului. Nu v-am întrebat un lucru important cu referire la acest eveniment național, la Noaptea Muzeelor. Dacă îmi permiteți, vreau să punctez acum acest lucru. Care a fost reacția râmnicenilor în momentul în care a fost acest proces de restaurare? Ați beneficiat de lucrări foarte importante, lucrări care s-au întins așa în timp, dar au adus un plus de lumină instituției dumneavoastră. Râmnicenii care ne trec pragul sunt chiar încântați, mai ales cei care au vizitat și înainte muzeul. Ca să folosim un termen mai neacademic, ne plângeau de milă până la restaurare. Iar acum îi vezi pe câte unii, se luminează la față când intră și chiar se bucură sincer, pentru că am reușit acest lucru și avem, este un punct de atracție pentru oraș, chiar de mândrie. Și îmbogățim mereu patrimoniul, încercăm să aducem, să concepem expoziții temporare și de bază de calitate, să avem la fel evenimente cu o calitate crescută. Este un punct de atracție și imaginea exterioară cred că reprezintă punctul de plecare. Acolo e curiozitatea, acolo se naște. Din această iarnă am încercat să cosmetizăm puțin și curtea în colaborare cu parohia cu care împărțim complexul brâncovenesc. Am realizat o expoziție, un grup statuar numit Sensuri, care nu a fost expus niciodată. Muzeul deține din 1970, a fost expus în curtea muzeului. Au fost puse băncuțe, flori, este un punct de atracție și numai dacă ne uităm sâmbătă, duminica, când au loc nunți, foarte multe fotografii din interiorul complexului brâncovenesc. Chiar ieri m-a întrebat cineva dacă poate, are nuntă cu un copil, dacă poate să facă poze în curte. Am zis cum să nu, chiar ne bucură. Nu-i taxați, nu? Nu-i taxăm. Noi avem o taxă de fotografiere de 400 de lei pentru interiorul expozițiilor. Aici nu poate fi vorba. Chiar ne bucură, ne ajută la promovare. Exact. Și la promovarea orașului. E ceva frumos. E zidul, avem pivnița, care deocamdată e goală. Sperăm până la zile Râmnicului să facem și acolo ceva. Deocamdată avem o mini-expoziție de icoane pe sticlă pictate în cadrul atelierilor de educație muzeală. Am avut oul de dinozaur, între ghilimele de dinozaur. Au fost chiar colegi din presă care ne-au chestionat dacă chiar este de dinozaur. Aha, da, acum, da, da, au fost da. Curioși. Au fost curioși. Acum văd că va avea o altă imagine, da? Veți refolosi. Da, deocamdată a fost făcut alb și va fi refolosit. Și voiam să mai punctez un lucru. Foarte frumos amenajată curtea, curat. Cei care sunt dornici să arunce o privire. Da, pentru că am observat, vin foarte multe persoane sâmbăta și duminica. Noi mai aveam un proiect, niște panouri și un drapel, un tricolor imens. Tot vine ziua drapelului acum pe 26 iunie, ziua tricolorului. Din păcate, ne sunt necesare și noi chiar vrem să respectăm. Are primăria acum o campanie, nu construi fără autorizare. Da, 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 da. Fără autorizație. Din păcate, e vorba de un monument istoric de A și procedura este prea complicată pentru a... Dar în timp sperăm să rezolvăm și cu aceste lucruri. Chiar și pentru un panou ai nevoie de o autorizație și de avizul Comisiei Naționale.
Aha, deci un panou pe care ați vrea să-l montați în curte? Panou, câteva date istorice despre complex, despre muzeu și un catar cu un tricolor mai, de dimensiuni mai mari. Discutam cu noastră la începutul anului și ne spuneați că v-ați fixat niște obiective. Aveți o strategie de promovare a Muzeului Municipal din Râmnicu Sărat cu obiectul lunii pe care îl promovați pe, în mediul online, pe rețeaua de socializare? Da. În această lună chiar avem un obiect achiziționat recent. Este vorba de o piesă dintr-un tezaur monetar descoperit anul trecut la Blăjan. Un ducat din aur din secolul al XVI-lea, un ducat olandez, Țările de Jos. Chiar vreau să mulțumesc încă o dată autorității tutelare, primăriei, Consiliului Local, că au fost mereu deschiși au înțeles că muzeu nu înseamnă doar conservarea, prezervarea, cercetarea, expunerea obiectelor deținute, dar și îmbogățirea patrimoniului. Iar mereu când am dorit achiziționarea unor piese, mai ales de numismatică sau de arheologie, s-au arătat deschiși și am reușit să achiziționăm acest tezaur, o piesă fiind expusă chiar ca exponatul lunii, în lunii mai, va sta până mâine. După această promovare în mediul online, au venit mulți vizitatori, sunt mulți râmniceni care vor să vadă exponatul? Da, fiind chiar în hol, vă dați seama că este primul obiect de patrimoniu din muzeu care au contact. Dar exponatul, pot vedea exponatul în sine, dar este foarte detaliat descris și fotografiat, inclusiv pe site-ul muzeului sau pe pagina de socializare de Facebook. Sunt mulți râmniceni, să nu uităm, care sunt plecați din localitate la studii sau la muncă afară și în mediul online am observat că sunt foarte activi și dornici să afle lucruri legate de localitate, de evenimentele culturale, de ce se mai întâmplă. Și ne-am gândit și la aceștia, nu neapărat doar la vizitatorii care ne trec pragul, care bineînțeles sunt oricând așteptați și bineveniți. Dar această metodă, această strategie aleasă de dumneavoastră, strategie de promovare a muzeului, chiar a prins, are priză, cum se spune, la public. Da, practic, alegând o piesă, toate piesele sunt valoroase, dar sunt piese care au o priză mai mare, au o atracție mai mare pentru public. Arată că în Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, în orice muzeu din țara asta, se face și cercetare, deținem și piese valoroase și practic muzeul este o instituție cultural-științifică. Pe lângă partea de evenimente culturale, avem și partea noastră de cercetare și de promovare în mediul academic și științific. Îmi pare rău că nu am adus niște materiale. De exemplu, anul trecut, într-o publicație științifică a Muzeului Județean Buzău, au ales colegii, Anale Buzăului se cheamă, au ales colegii pentru copertă o poză cu crucea brâncovenilor din complexul brâncovenesc. Aceste publicații sunt indexate la nivel internațional, deci lucruri legate de Râmnicu Sărat ajung în mediul academic chiar la nivel național, internațional. Deci nu e deloc o muncă ușoară? Nici o muncă nu e ușoară. E ușor să faci ceea ce îți place, chiar dacă este greu, chiar dacă necesită multe ore de muncă, alergătură, bani chiar. E ca în orice domeniu. Nu așezați doar un obiect pe un raft, îl expuneți, deschideți ușa vizitatorilor și în niciun caz, orice obiect, am încheiat activitatea. Orice obiect trebuie în primul rând identificat, evaluat, cercetat, conservat, restaurat dacă e cazul, iar apoi expus, pus în context, iar apoi expus, iar rezultatele astea le odată avem o
popularizare prin expoziții și prin ceea ce facem noi cu obiectul lunii pe Facebook, pe site. Și a doua parte este munca de cercetare, care este transmisă mai departe sub o formă sau alta, articole sau statistici pe celelalte laturi în lumea muzeelor și a celor care se ocupă de studiul istoriei. Și doar un personal calificat, un personal cu studii superioare, studii în domeniu ar putea general, să se ocupe de această specialist activitate. Într-un muzeu se formează în cam 7 ani de la angajare. Gândiți-vă, e perioada ca în orice instituție, în orice domeniu de a fi debutant, trebuie să ai, bineînțeles, studii superioare de specialitate. În foarte multe domenii se cere masterat pe specialitate, nu doar licență, cum ar fi în arheologie, sau ca și muzeograf expert, nu poți fi fără masterat pe acel domeniu. În plus, sunt cursurile de calificare și recalificare făcute la nivel național prin intermediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare în domeniul cultural sau în cadrul Universității București, ei mai au pe domeniul patrimoniu cursuri. Și plus de asta, multă experiență, expoziții, obiecte care au trecut prin mâna respectivului specialist și așa mai departe. Este o muncă. Eu m-am apucat de cercetare după circa vreo 5 ani de experiență în muzeu. Deci o perioadă de 5 ani. Atunci aveți personalul necesar? Oamenii cu care veți urcea da, în sfârșit activitățile? Se face cercetare. Nu mai vorbim de activități curente, de conservare, de activitățile care țin de promovare și de realizare expozițiilor. Ne mai ajută și în acest an, am beneficiat de sprijinul domnișoarei dr. Doina Ciobanu. Ne-a realizat o expoziție temporară din martie până pe 15 mai, am avut-o legată de simboluri în arta populară de pe Valea Râmnicului. O expoziție care a fost destul de bine văzută și, zic eu, destul de bine realizată. Am avut chiar colegi din alte muzee care au apreciat această expoziție, iar domnișoara dr. Doina Ciobanu chiar ne-a fost alături în ultimul an, pornind de la Noaptea Muzeelor 2016 până în prezent. Dânsa a fost un timp îndelungat director al Muzeului Județean și se simte foarte bine la Râmnicu Sărat, după cum declară dânsa. Ne-ați oferit anul acesta și câteva momente din trecutul părinților, trecutul bunicilor, trecutul nostru, a celor care am prins acea perioadă înaintea lui decembrie 89. Desigur, avem și chiar acum o expoziție dedicată istoriei în imaginea Râmnicului în secolul 20, de la 1900 până la 1990. Dar cred că vă referiți la expoziția Râmnicu Sărat, decenii întunecate, unde am încercat să ilustrăm secvențial o pagină din istoria recentă a urbei, și anume din perioada RPR și Republicii Socialiste România până la Revoluție. Da, a fost o expoziție destul de vizitată și apreciată. Am primit și un lecritic că nu am ilustrat ororile regimului comunist. Dar care a fost scopul expoziției? Scopul expoziției a fost să arate un fir al evoluției Râmnicului din punct de vedere urbanistic, dar și să rememoreze anumite pagini, precum propaganda, precum ce se găsea prin cămară, Șoimii Patriei și Pionierii. Expoziția a fost dedicată Râmnicului, nu regimului comunist, nu ororilor comunismului. Nu a încercat în niciun caz să slăvească comunismul, ci doar să arate o pagină din istoria urbei pe care noi alegând perioada comunistă.
Și felicitări pentru că ați reușit să faceți rost de obiecte importante. Am înțeles că au fost și doritori, da, care s-au declarat. Am fost ajutați de colecționare, a fost personalul muzeului și țin să le mulțumesc colegilor. Au alergat foarte mult pentru a găsi obiecte. Am împrumutat și de la Muzeul Județean Buzău și sperăm noi că am reușit să ne atingem obiectivele, chiar și faptul că am stârnit controverse, că asta e menirea unei pagini de istorie recentă, să nască controverse. Fiind, având loc discuții, afli chiar elemente noi, care te ajută în cercetare sau în, pe alte paliere, promovare, știu. Cei care vizitează muzeul pot găsi, da, aceste obiece sau sunt faci parte dintr-o expoziție temporară? Nu, a fost o expoziție temporară, a fost în perioada noiembrie 2016 până la începutul lui martie, 7 martie 2017, dar pe viitor vom mai avea asemenea inițiative. Deocamdată pregătim. Să trecem la viitor. Pregătim în a doua jumătate a anului, se apropie, mai sunt două luni până la zilele Râmnicului, pregătim o expoziție temporară, la fel dedicată istoriei orașului, dar o vom lua dintr-o perioadă ceva mai veche, sfârșitul secolului al XIX-lea, și la fel un eveniment, pregătim un eveniment de masă, tot în colaborare cu Primăria Municipiului Râmnicu Săraș și Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, se vede că aceste colaborări interinstituționale aduc un număr mare de vizitatori și cresc foarte mult calitatea evenimentelor. Cele două instituții de la nivelul Râmnicului, Biblioteca și Centrul Cultural, sunt parteneri de încredere? Păi să vă dau un exemplu. La Noaptea Muzeelor, colegii de la Bibliotecă și de la Centrul Cultural în fiecare an au fost alături de noi, chiar dacă nu ne-au ajutat fizic, au fost prezenți la eveniment și asta se întâmplă la orice eveniment. Nu numai al nostru, dar și noi întoarcem acest lucru. Biblioteca ne-a pus la dispoziție o parte din colecția de cărți poștale pentru realizarea expoziției, iar Centrul Cultural a venit concertul trupei Distinto, care a fost principala atracție de masă a nopții muzeelor. Deci vă bazați pe oameni de nădejde, parteneri, colaboratori, da, în asemenea evenimente. Muzeul Județean Buzău, la fel, când avem nevoie pe anumite domenii unde ne lipsesc nouă specialiștii sau patrimoniu ne ajută. Vreau să vă întreb dacă în cazul expozițiilor temporare organizați doar momente cu specific dedicat zilelor Râmnicului, marilor evenimente de peste an, sau sunt și alți iubitori de cultură care își anunță prezentarea acestora cu mult timp înainte? Și care este procesul? Haideți să vă spun un lucru. Aveam până acum câțiva ani cam în fiecare lună câte o expoziție temporară. Acest lucru nu treceau foarte, foarte repede, una la mână, dar nu aveai timp să realizezi o expoziție cu un adevărat grad ridicat de de calitativ, ce să mai. Muzeele în general fac o expoziție temporară la 4 luni, la 6 luni și am mers și noi pe acest drum, lăsând o expoziție temporară cel puțin 2 luni. În primul rând, publicul are nevoie de timp. Chiar dacă unii sunt interesați, grijile de zi cu zi, serviciul, copiii și așa mai departe, te împiedică să vizitezi o astfel de expoziție. Referitor la expozițiile axate pe evenimente, am încercat să legăm de evenimentele din Râmnic, vernisajul acestor expoziții. Bineînțeles, ele nu
se referă doar la aceste evenimente. Avem expoziții în planul de activități dedicate artiștilor plastici amatori râmniceni. La fel, au fost cazuri când colaboratori ai muzeului au venit cu idei și le-am pus în practică. De exemplu, avem în plan în această vară o expoziție temporară de fotografie cu fotografii din Râmnic, pe anumite secvențe. Este o expoziție inițiată la ideea inițiată de colegii din primărie, din aparatul de lucru al primarului. Și suntem deschiși la astfel de colaborări. Avem în plan să aducem și expoziții din alte muzee, expoziții itinerante și chiar să facem noi o expoziție panotată legată de istoria Râmnicului, care să plece prin alte muzee sau la alte instituții. Mă gândesc că atrage cel mai mult publicul o asemenea expoziție. Publicul tânăr. Desigur. Iar expoziția pe care intenționați să o realizați în perioada următoare, cea de fotografie, Râmnicul în imagini, fotografie recentă? Da, fotografii recente realizate de tineri voluntari, prelucrate de ei și practic am înțeles că ar vrea să facă o expoziție cu vânzare. La noi vor fi doar expuse. Alte acțiuni pe care intenționați să le realizați cu ocazia zilelor Râmnicului? Vom avea o surpriză pentru râmnicieni în acest an. Deci nu ne spunem. Ne supărăm noi puțin pentru că nu vreți cu să ne dezvălui surpriza. Vom avea vernisajul unei expoziții și un eveniment de masă. Cei care vor să-și lanseze diferite volume, diferite publicații, au posibilitatea să realizeze acest lucru, da, în cadrul instituției pe care o coordonați? Desigur, da? Chiar în cadrul evenimentelor sau separat. Am fost mereu deschiși la astfel de activități. Pe noi mai puțin ne interesează acest aspect, doar dacă este legat volumul de istoria urbei, pentru că la noi e o problemă a spațiului. Nu poți să bagi mai mult de 30-40 de persoane într-o sală de expoziție, iar la unele lansări de carte vin chiar peste 100 de persoane și de aceea se preferă lansarea volumelor la Centrul Cultural sau la bibliotecă. Ne-ați prezentat aici lucruri frumoase. Vedem că râmnicenii sunt atrași de evenimentele culturale. Vreau să ne spuneți dacă aveți în momentul de față un concurent al muzeului și dacă acel concurent ar putea fi internetul. Internetul, din păcate, este concurentul tuturor, chiar și al școlii. Așteptăm cu nerăbdare restaurarea și deschiderea, ca și muzeul memorial al închisorii din Râmnicu Sărat. Sprijinim acest proiect și așteptăm. Și atunci vom vorbi de un concurent concret, nu neapărat, da? Un concurent, dar poate fi și un partener. Da. Legat de tineri, că ați menționat de câteva ori pe tineri, avem un program, Muzeul în Școală. De obicei, inițiativa pleacă de la profesori și dânsii preferă să vină la muzeu. Dar am avut în luna mai o surpriză, am fost invitați de către Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul Ștefan cel Mare, la ei am ținut o prelegere legată de istoria din ultimele două secole a Râmnicului Sărat și au fost interesați, au pus întrebări. Bineînțeles, am prezentat și fotografii ale unor obiecte de patrimoniu. Deci dacă mi-ai permis să mă exprim în acest mod, a ajuns în muzeul în școală, muzeul, da? În școală. Păi, așa se cheamă și proiectul nostru. Și așteptăm cu nerăbdare începutul noului an școlar și semnarea noilor parteneriate pe astfel de activități.
Discutăm puțin și de latura financiară, de bănuții care au ajuns în urma bugetului aprobat la Muzeul Municipal, da? Vorbim și de bănuți. În urma restaurării, autoritatea tutelară, Consiliul Local și Primăria Râmnicu Sărat au făcut, deci comunitatea în esență, au făcut un efort financiar destul de mare. Da? Cofinanțarea n-a fost deloc mică, chiar dacă majoritatea banilor au venit din fonduri europene. Pe de o parte au fost restaurate clădirile, ne-au fost asigurate condiții de microclimat și de realizare a activităților destul de bune. Nu le-a avut, zic eu, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat niciodată în cei 50 ceva de ani de existență până acum 2 ani. Pe de altă parte am început amenajarea depozitelor și a expozițiilor. Alți bani, altă distracție. Acum a realizat după încheierea restaurării că ne-au crescut costurile de întreținere foarte, foarte mult. Și am analizat și am zis, da, e ok, pentru că acum ai la iluminat ai și proiectoarele, ai la sistemul termic ai 6 centrale în loc de una sau de încălzire pe lemne, la apa a crescut la fel. Deci cresc condițiile, cresc și exact. Costurile. Iar apoi ai sisteme de alarmare, de securitate, vreo 4-5 sisteme. Ai sistemele termic, sistemul electric, monitorizare, etc., etc., sistem de pompare pentru hidranți, verificare hidranți, exterior, interior și așa mai departe. Și am realizat că mentenanțele și verificările pentru aceste sisteme sunt destul de mari. Mulțumim ordonatorului de credite că ne-a susținut până acum cu financiar și până la urma urmei este normal, ai o casă nouă, e normal să o întreții. Cheltuielile sunt destul de mari, dar ne-a crescut și numărul de vizitatori. În schimb, și articolele publicate în anuare științifice. Avem în acest an un buget aprobat de 600.000 de lei. Mulți se duc pe salarii. Muzeul Municipal are 14 angajați. Mulți se duc pe impozite. Statul nu te iartă. Dar cu ce avem, vom încerca să realizăm atât evenimente destinate publicului, beneficiarilor comunității râmnicene, să conservăm și să restaurăm și părți ale patrimoniului care necesită acest lucru, să ne ducem din angajați cine are nevoie la cam toți la cursuri de formare profesională. Sunteți obligați, nu? Suntem obligați, orice angajator e cam obligat de lege, iar la Muzeul din Râmnicu Sărat nu toată lumea are cursuri de nu neapărat de perfecționare sau de calificare, cursurile inițiale pe domeniul respectiv. Din punct de vedere al personalului, mai aveți nevoie de specialiști? Întotdeauna. Ce? Întotdeauna, da? Din păcate, organigrama nu cred că o să se mai dezvolte în acest an sau în anii următori. Dacă sunt specialiști din care doresc să lucreze cu noi, cu mare drag, am avut chiar anul trecut contracte de voluntariat cu certificate de voluntariat pe 3 luni, pe perioade mai lungi, e recunoscut ca și vechime muncă voluntariatul și există diferite forme de colaborare. Din păcate, deocamdată nu mai primim posturi în plus. Mă gândeam că sunt și elevi liceni râmniceni care vor să-și îndrepte atenția către o facultate cu profil și pe viitor, în următorii ani, ar putea veni la Râmnic. În practică am avut în fiecare an de la diverse profile. Dacă doresc, pot veni chiar cei cu specializări pe comunicare. Avem nevoie și de promovare și de... Nu neapărat pe specialitate, pe patrimoniu sau pe istorie sau pe artă sau științele naturii.
Deocamdată, Muzeul Municipal din Râmnicu-Sărat, Complexul Brâncovănesc, reprezintă punctele de atracție pentru potențiale turiști, pentru cei care tranzitează da. Municipiul Râmnicu-Sărat. În primăvară ne gândeam noi că și acea descoperire arheologică de pe DN285 ar putea să reprezinte un avantaj pentru noi. Desigur. Din păcate, acea structură se află deocamdată în conservare, fiind datorită drumului european, autoritatea locală fiind obligată să conserve acea structură până la găsirea unei soluții. Practic, când se va începe restaurarea acolo, va fi strangulat drumul european și nu există soluții deocamdată pentru acest lucru. O cercetare exhaustivă a zonei, da, ar fi necesară, costă, ar fi un efort destul de mare, se pot găsi bani pe diferite proiecte, dar rămâne problema drumului european. O problemă ce trebuie rezolvată, în primul rând, la nivel național. Da, degeaba avem o intenție proiect. Când se va această problemă, sunt sigur că reprezentanții autorității locale se vor gândi și la acea structură care, da, merită promovată. Un singur lucru vreau să vă mai întreb înainte de a ne lua rămas bun de la telespectatori în această ediție. Spuneați la începutul emisiunii că ați prezentat un raport de activitate consilierilor locali sau de evaluare, o evaluare a muzeului. Evaluarea a avut loc acum 3-4 luni. E vorba de un raport. Trimitem diferite rapoarte statistici la diferite intervale. Este un raport către cei care s-au ocupat de proiectul de restaurare al muzeului, un proiect anual care e trimis mai departe la Agenția de Dezvoltare Regională cu privire la anumite lucruri, precum numărul de vizitatori în acest caz. Vreau să aflăm care este și vocea Consiliului Local Municipal din Râmnicu-Sărat. Dumnealor au vorbe de laudă în momentul în care întrebăm de cele trei instituții culturale de la nivelul Râmnicului. Sigur, mi se pare normal. Consilierii locali ne-au fost, fără deosebire de culoare politică, ne-au fost mereu aproape și la buget, la votarea bugetului, la votarea organigramei, dar și la evenimentele noastre. Și sunt destul de activi și interesați și contează mult. Considerați că într-un procent destul de mare ați reușit să realizați acele obiective propuse la începutul acestui an? Desigur, bineînțeles, mereu e loc și de mai bine. Sperăm ca în acest an să avem cu adevărat rezultate cu adevărat fructuoase. Vizibile sunteți pe toate fronturile. Încercăm, fără promovare și realizăm din ce în ce mai mult, fără promovare, o instituție de cultură, de pomană, are activități și organizează expoziții, în cazul nostru, interesante, dacă nu sunt promovate, dacă nu sunt vizibile și nu neapărat expoziții care fac publicul să vină, cum mai mă refer o dată la râmnicenii plecați, sunt foarte interesați mulți de ceea ce se întâmplă în Râmnic și în muzeul. Până la urmă. Și iubitori de cultură, chiar dacă nu sunt râmniceni, chiar dacă nu sunt de aici, din zona noastră, din județul Buzău, ce interesați pot accesa? Aveți un site? Avem un clar site unde prezentăm fiecare eveniment, prezentăm fiecare exponat al lunii și diferite știri când avem ceva de prezentat mereu, precum și pe pagina de Facebook. Facebook-ul având o amploare destul de mare în zilele noastre. Atunci așteptăm surpriza pe care vreți să o realizați, pe care o oferiți râmnicenilor cu ocazia zilelor Râmnicului, dacă tot nu ați vrut acum să ne descoperiți acest lucru. Muzeu. Fie de zilele Râmnicului, la evenimente mai importante, fie când se poate, oricând. Mulțumim foarte mult domnului director Marius Neculae, bineînțeles și dumneavoastră. Numai bine, doamnelor și domnilor, la revedere!
piesa Liberă Trecere.